Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Paraschiv, candidat PSD Prahova la Camera Deputaților. Bun găsit, vă spun, doamna Paraschiv. Mulțumesc, bine v-am regăsit. Da. A trecut ceva timp de când, să spunem așa, nu ne-am văzut. Ați fost prefect al județului Prahova, unul dintre cei mai apreciați, să spunem, având în vedere istoricul acestei funcții publice. Sunteți deputat la finalul primului mandat, candidat pentru un nou mandat de deputat. V-aș întreba cum a fost în această campanie electorală. Astăzi este ultima zi. Cât mai sunt dispuși oamenii să asculte politicienii, mai ales că alegerile astea parlamentare au fost puse foarte aproape de cele locale și bănuiesc că v-ați lovit și dumneavoastră de reticența oamenilor, dar care alegeri, dar de ce mai votăm, pentru ce mai votăm, de ce să mai ieșim din casă. Cum vedeți dumneavoastră Să fiu situația asta? sinceră, reticența aceasta nu am întâlnit-o. E drept că am întâlnit mult mai puțin oameni. Mult mai puțin oameni pe stradă, mult mai puțin oameni în târguri, mult mai puțin oameni cu care să poți să vorbești și cărora să le poți prezenta un program. Plus faptul că noi eram obișnuiți să avem o campanie în care ne întâlneam, aveam niște întâlniri electorale cu un anume număr de persoane, care nu era legat de pandemie și unde, într-adevăr, nici noi nu ne întâlneam foarte mult, pentru că este foarte greu să începi să vorbești unei mase mari care la un moment dat poate să devină amorfă și să nu ajungă mesajul așa cum trebuie. Ce ne plăcea foarte mult în perioada aceea, că aduceam nu neapărat membri de partid, aduceam, să zic, simpatizanți, aduceam cetățeni, pentru că până la urmă membrii de partid îi cunoști. Este nevoie să ajungi cu mesajul către alte categorii, este nevoie să ajungi cu mesajul către acele persoane care poate nu sunt hotărâte, către acele persoane care nu înțeleg de ce ar trebui să voteze, nu înțeleg de ce ar trebui să voteze, nu înțeleg. Până la urmă, oamenii se raportează la un moment dat nu neapărat la societate și la comunitate. Trebuie să recunoaștem, este ideal ceea ce spunem noi, dar ei se raportează prima dată la ei. Și dacă reușești, de aceea trebuie să reușești să vorbești cu ei, pentru că trebuie să îi vezi, trebuie să le vezi reacțiile, trebuie să ai un feedback, să știi dacă ce ai spus tratează că i-ai spus că ai învățat de undeva dintr-un program și l-ai spus pe de rost, sau dacă ceea ce îi spui tu simți, tu crezi. Pentru că asta este, de fapt, ceea ce încercăm să facem. Să-i convingem, fiecare când pleacă în campania asta încearcă să facă, să convingă că este serios, că este credibil și că ceea ce spune va și face. Mă uitam, doamna Paraschiv, pe raportul de activitate de pe Camera Deputaților, de pe site-ul Camerei Deputaților. Sunteți unul dintre cei mai activi parlamentari de Prahova, 20 de luări de cuvânt, din care declarații politice 12, propuneri legislative inițiate 95, din care 38 promulgate legi. Și, mă rog, trei interpelări, șapte moțiuni și așa mai departe. Din cele aproape 100 de propuneri legislative inițiate, mai bine de o treime fiind transformate în legi, care vi s-a, nu știu, pe care îl considerați unul de o importanță, să spunem, deosebită, specială? Pentru ca oamenii să înțeleagă că, mă rog, există și parlamentari care odată ajuns și în această funcție, nu uită de ei efectiv și se rezumă doar la a vota proiectele propuse de guvern sau partidul din care face parte. Eu sunt un politician puțin mai atipic, să spun. Eu am intrat în politică târziu. Eu nu am făcut politică, am făcut la vremea când spuneați că eram prefect, subprefect și am făcut administrație 20 de ani în Consiliul Județean, spuneam că fac o singură politică și că este politica bunului simț. Eu am încercat să aduc bunul simț în politică. Eu fac politică de 4 ani. Am încercat ca să-mi dau seama de ce
m-au dorit în politică. M-au dorit pentru că eram un profesionist și pentru că eram un om de echilibru. Un om care atunci, în 2016, a fost primul pe listă. Atunci am fost locomotiva pentru ceea ce înseamnă echipă pentru Camera Deputaților. Nu spun că rezultatele foarte bune care le-am avut, noi le-am avut și mi se datorează mie. A fost un moment, a fost un program, a fost o echipă, a fost un cumul val, de factori, a fost un val. Dar valul acela noi l-am dus cu toții într-un anume mod. Da? De aceea vedeți și foarte multe propuneri legislative și ele s-au mulat pe ceea ce am spus noi în 2016 că o să facem. Pentru că noi atunci am venit cu un mesaj, cât mai mulți români în clasa de mijloc. Ceea ce presupunea creșterea salariului minim s-a întâmplat, creșterea punctului de pensii s-a întâmplat, alocații s-au întâmplat, cod administrativ s-a întâmplat, nu prin lege, prin ordonanță de urgență, a fost aici un cumul de întâmplări și de dorințe la un anume moment. Vorbind de salarizare, salarizarea în administrație, pentru că lumea acum percepe lucrurile pentru acest moment, dar nimeni nu se duce în urmă, nimeni nu își dă seama ce s-a întâmplat în 2009-2010, când salariile au scăzut cu 25%, când au fost foarte multe modificări, când oamenii din administrație ajunseseră să fie, așa cum spunea președintele de la vremea de atunci, ăia grași care stau pe umerii celor slavi, în sfârșit, toate momentele acestea în care s-a creat ură, în care ne-am radicalizat, în care nu mai putem să mai vorbim, doi oameni care au păreri diferite pot să le dezbată, da? Și încercăm să ne convingem. Poate că nu reușim, sigur că da, dar poate reușim să ajungem la un compromis. Până la urmă, când vorbim de politică, compromisul ar fi binele cetățeanului. Poate că opțiunile mele nu sunt cele mai bune, dar poate că o parte din ele sunt și dacă noi discutăm împreună, reușim să facem ceva. Eu pot să spun că mă mândresc cu câteva dintre, și care nu sunt neapărat printre cele care le-am propus noi, dar care eu în comisii le-am susținut. Pentru că ați văzut că la un moment dat noi ajungem cu legi care le aprobăm și care sunt de ani de zile în Parlament. În primul rând, pe mine m-a bucurat extraordinar de mult că în calitate de vicepreședinte la Comisia de Transporturi și Infrastructură am reușit să trecem în acest mandat, acum, la sfârșit de mandat, statutul personalului feroviar. Eu mi-am început activitatea ca inginer constructor la o centrală de construcții căi ferate. Eu știu ce însemna calea ferată. Disciplina din calea ferată, seriozitatea din calea ferată, ce înseamnă transportul pe calea ferată, care este un transport ieftin, ce înseamnă ce s-a întâmplat de atunci și până acum cu calea ferată, care a devenit un fel de cenușăreasă a modurilor de transport. Au rămas ultimii. Ori lor trebuie să le dai demnitatea. Trebuie să-i ajuți ca să putem să fim, vedeți, peste tot vorbim de trenuri de mare viteză. Un tren de mare viteză nu poate să circule decât dacă are o infrastructură care să fie corespunzătoare. Ca să aibă o infrastructură corespunzătoare, trebuie să fie constructor care să facă acea infrastructură. Materiale de construcții, dar mai înseamnă ceva. Mai înseamnă voință. Voință la nivel de guvern pentru un master plan de transporturi în care calea ferată să ajungă acolo unde trebuie, pentru că ne este folositoare. Iar faptul că acest statut al personalului feroviar a trecut, mie sunt mândră pentru acest lucru. O altă propunere legislativă, dar acolo este într-adevăr, am fost co-inițiator, se referă la creșterea salariului minim pentru constructori, pentru că sunt constructori și pentru că eu îi reprezint acolo. Pot să fac o paranteză? Vă rog. Nu cred că poți să fii politician în sine. Cred că trebuie să ai un anume domeniu.
Trebuie să fii profesionist ca să te poți duce să legiferezi. Eu nu m-aș putea duce să legiferez într-o comisie, de exemplu, să fiu în comisia de sănătate, pentru că eu nu am ABC-ul din acel domeniu. Dar să știți că dumneavoastră sunteți o excepție. Din păcate, am regula spus este... Am mai devreme puțin același lucru, că sunt... Este invers. Dacă ne uităm la alți politicieni, la alți parlamentari care își dau cu părerea în niște domenii unde nu au pregătirea de specialitate, ne întrebăm pe urmă de ce am ajuns aici. Sunt două momente. Momentul este acela de dat cu părerea. Vorbim noi acum liber și eu o să-mi dau cu părerea, dacă vreți, și pe sănătate și pe educație. Da. Dar nu vorbim de momentul în care îmi dau cu părerea. Vorbesc de momentul în care legiferez. E altceva. Momentul acela este mult mai important. Este momentul în care, de exemplu, pe educație, pe legea 1, care are foarte multe modificări, mă uit și eu spun că trebuie să fac un amendament într-un an, dar în momentul acela eu trebuie să știu tot ce înseamnă legea învățământului. Trebuie să știu toate modificările și trebuie să știu și repercursiunile, ce se va întâmpla. Care vor fi consecințele? Pentru că atunci când legiferezi, oamenii ar trebui să înțeleagă. Atunci când legiferezi, acum suntem parlamentari pentru câte un județ. Atunci când ne ducem să gândim și să legiferăm, legiferăm pentru o țară. Cum președintele este președintele unei țări, este președintele tuturor cetățenilor dintr-o țară și nu poate să apară într-o emisiune și nu poate să apară pe Facebook, nu poate să apară nicăieri unde să spună trebuie să dispară PSD. Nu poate să spună așa ceva, pentru că toți formăm o țară și el o conduce, este ca într-o familie. Până la urmă, țara înseamnă o familie, o familie mare. În familie sunt momente în care poți să nu te înțelegi, dar problemele acelea le rezolvi tu în așa fel, în familia mică, încât atunci când îți vin unchi, veri, ei să nu știe problema aceasta. Ori noi, lucrurile acestea simple, noi nu mai putem să mai vorbim, vorbeam de o politică a bunului simț. Politica bunului simț înseamnă ca eu, dacă m-ați chemat la o anume oră, să reușesc să vin la ora aceea. Este minimul de formă de politețe. Minimul. Înseamnă să putem să ne salutăm. Înseamnă să nu comentăm unii despre alții, pentru că nu ne cunoaștem și nu ar trebui să ne permitem să facem așa ceva. Înseamnă să avem răbdare să ne ascultăm. Ne-a dispărut această răbdare de a ne asculta. Înseamnă ca un președinte de partid să nu iasă vreodată și să spună luați bâta și dați... De bâtă, cred că era vorba. Nu se poate așa. Dumneavoastră ați fost martoră în Parlamentul României la niște discursuri pline de ură și, ca să nu spunem invective, acolo s-au și înjurat, adică nivelul pe care l-au afișat anumiți exponenți ai unor partide politice, da, a fost foarte jos, a fost, nu știu, îi jignesc pe cei de pe stadioane, să știți. Am ajuns în Parlament. N-ați fost șocată de discursul? Am ajuns în momentul în care aveam o profesie, aveam o recunoaștere, aveam un respect de sine, pentru că nu te pot respecta cei din jur dacă tu nu ai respectul de sine, și îmi cunoșteam nivelul. Foarte important să știi unde ți-e locul. Și unde ați ajuns? Nivel. Și unde ați ajuns, doamna Paraschiv? Am ajuns prima dată în Parlament și când am văzut că niște colegi și de-ai mei rămân noaptea în Parlament, eu nu am putut să-mi dau seama ce se întâmplă. Dacă într-o instituție de acest nivel vrea cineva să rămână acolo și să nu plece seara, mi s-a întâmplat să plecăm seara din Parlament, să fim înjurați, să sară pe capota mașinii, dar nu știau care de unde suntem, că doar nu aveam trei trandafiri sau nu aveam puse, da? Da. Deci, niște momente sau să fiu la o întrunire cu organizația de femei și să vină cineva și să strige analfabetelor ceva în genul acesta și
M-am întors și am spus, îmi pare rău, cred că ați greșit. Da. Nu are, în sfârșit, dacă nu reușim să ducem copiii la școală, copiii să fie educați, nu văd ce viitor ne pregătim. Viitorul trebuie să fie sănătos și educat. Prezentul trebuie să fie sănătos, că de educat este așa cum este. Bun. Cum vedeți dumneavoastră această situație sau modul în care actuala guvernare a gestionat criza sanitară? Mă refer aici la tot vorbeați dumneavoastră de educație, dacă măsura închiderii școlilor a fost una potrivită, dacă modul în care sistemul sanitar a reacționat față de avalanșa asta de cazuri. Cum comentați faptul că, de exemplu, odată cu apropierea de alegerile parlamentare, a scăzut considerabil, să spunem, numărul de cazuri raportate și din asta s-a făcut chiar un subiect de campanie electorală. Uite, vedeți, dă roade politica noastră, scade numărul infectărilor, suntem pe drumul cel bun, suntem buni. Noi am spus de la început că am fi preferat să nu avem alegeri în această perioadă. Nu pentru că doream să mai luăm indemnizație încă 3 luni, ci pentru că perioada în sine nu e propice pentru organizarea unui astfel de scrutin, din moment ce la școală nu se pot duce copiii. În domeniul Horeca totul este închis, deci nu poți să ai niciun fel de mai mult de 20 de persoane într-o zonă închisă. Și acum ne gândim 20 de persoane, ce perioadă? De dimineață, de la 7, de când încep alegerile, și până seara la 21, cu excepția momentului în care mai sunt unii afară și atunci va fi și mai mult. Dar s-a dorit cu ardoare să fie organizate alegeri. Și atunci tot ce s-a întâmplat anul acesta a fost legat nu de cum să gestionezi pandemia, ci de cum să faci o corelare între un anume mod de a gestiona pandemia și organizarea de procese electorale. Pentru că altfel, cum vă explicați modul în care nu a fost organizat sistemul de educație? Sunt foarte multe, vorbim de Prahova, 104 localități, fiecare cu o rată de infectare. De ce trebuie să avem toate școlile închise? De ce acolo unde rata de infectare este de 0, 0,84, 1, 3, nu știu, De până la ce un elevii nu anumit, merg la de școală? ce în localitățile acelea nu se merge la școală? Da, De este o ce? întrebare pe care Mai ales că la care sunt n-au reușit să zone răspundă. în care efectiv nu se poate face învățământ online. Da. Că nu sunt condiții tehnice, că în loc să ia acele 1 milion de tablete s-au luat 250 de mii, că în loc să le dea tabletele îi pune să mai semneze și că nu le scrie, că nu le face, că nu le dă, le e frică până la urmă să le folosească ca să nu le facă ceva, să mai trebuiască să mai dea bani pe ele. Și mai este un aspect, ceea ce vă spuneam eu mai devreme referitor la campania electorală. Cum să iei un copil de 7 ani, de 8 ani și să faci cu el învățământ, învățământ de calitate, fără să-i vezi ochii, fără să vezi dacă el înțelege sau nu înțelege? Cum să-l ajuți pe un copil să înceapă să scrie dacă nu pui mâna pe mâna lui? Cum să știi dacă toți din clasă au înțeles sau nu au înțeles? Mai mult de atât, știți dumneavoastră că undeva, la nivelul unui inspectorat școlar, au fost organizate cursuri pentru profesori? Pentru că și învățământul online nu înseamnă că dacă ești profesor știi să predai și Nu s-a offline, știi întâmplat. să predai Nu s-a și întâmplat acest online, lucru. da? Aceștia trebuiau să fie și ei trainuiți, trebuiau să fie pregătiți pentru așa ceva. Nu știu cum se mai fac cursurile de pedagogie. Personal am făcut cursuri de pedagogie. Dar poate de acum încolo, la universitate, se vor gândi și la a învăța cum să predea pentru online.
Dar ați văzut câte gafe s-au întâmplat? Ne-am amuzat în general cu profesori de la facultate care le predau online și câte situații jenante au apărut, da? Ce pretenții putem să avem de la ceilalți, de la celelalte cadre, dacă la nivel universitar se întâmplă așa ceva? Și care este, ce ne dorim până la urmă? Care va fi nivelul acestor copii? Și modul în care Cum îi trimitem pe ei mai departe în viață? Cum îi trimitem la examene? asta vreau să vă zic, Ce vom egalitatea face? de șanse la examenele, mă refer aici la evaluarea națională sau la bacalaureat, cu siguranță copiii nu vor avea aceleași șanse, nu? Nu vor avea aceleași șanse. Probabil că o să scadă nivelul examenelor, ca să poată. Deci, un examen național nu este un examen la nivel de olimpiadă, nu este un examen la nivel de concurs Da, trebuie să fie național. la un El nivel este la un mediu. nivel mediu, da? Dar nivelul mediu este și față de ceea ce reușești, față de ce ai avut tu ca item. Dar acum ce item au? Cum își mai pot face Da, citeam o lucrurile știre că astea? aproape 2000 de polițiști vor intra în structurile Ministerului Afacerilor Interne în condițiile în care au făcut cursuri online. Și chiar era un banc pe tema aceasta, au învățat tehnici de prindere a infractorilor uitându-se la filme cu Van Damme, pentru că în momentul în care pregătirea se face online, mi-e greu să cred că pot atinge acelea standarde, nu? Ca atunci când faci o pregătire fizică. Mă gândesc, nu știu. Iată un efect, să spunem așa, concret al acestui tip de educație. Timpul o să ni le arate pe toate, cum ni le-a arătat și la nivel de ce înseamnă sănătate. În 2009-2010 s-au desființat unități spitalicești. Până acum nu au fost probleme. Acum ne-am trezit că nu avem capacități. Noi Da. aveam cum să avem oricum capacități pentru așa ceva, dar nu avem nici personal, pentru că acum s-ar putea să vină Moș Crăciun și să ne aducă niște spitale regionale, pe care nu le-am făcut nici noi, nu le-au făcut nici ei, și ne le aduce Moș Crăciun. Cine se va duce în acele spitale regionale? Nu există resursă Bun. umană. Și atunci am să ajung la ceea ce v-am spus. Creșterea salariilor care a ajuns până la nivel de 2022 pentru medici, în acest scop s-a făcut. Nu s-a gândit nimeni atunci, creștem salariile la medici, că iau medicii și pagă sau nu. Ci pur Nu. și simplu S-a să se făcut oprească ca acel să exod, nu? exodul, pentru că se ajunsese la peste 70.000 de medici care plecaseră din țară. Ori te gândești de ce ar pleca atâți? Unii pleacă pentru că sunt foarte buni. Și cred că ne și mândrim când pleacă unul care este extraordinar de Genial. recunoscut și se duce acolo și de unde ești? Din România. Wow! E o mândrie pentru el, pentru noi. Da? Dar când pleacă pe bandă rulantă, putem să ajungem la concluzia că au fost generații întregi de genii? Da. De ce pleacă? Din cauza banilor. Pleacă din cauza banilor. Ori faptul acesta că am reușit și pentru ei, și pentru asistente, și pentru infirmier, pentru tot personalul, și recunosc. A fost un moment în care a fost o eroare și noi am reușit să o îndreptăm. Aceea cu cei din laboratoare. Ce bine a fost că am reușit să o îndreptăm. Pentru că acum nu Pentru avea că cine să mai aceia proceseze sunt oameni, testele PCR, corect, de exemplu. aceia sunt oamenii care acum au muncit, cel puțin se vorbește, într-adevăr, Spitalul Județean. Am văzut așa, nu pot să zic că mi-a părut bine, că nu mi-a părut bine. Am văzut ce s-a întâmplat la Reghița, ce se întâmplă la Piatra Neamț, ce s-a întâmplat la Sibiu. Da? Și am zis, Doamne, deci înseamnă că ce era la noi la județean, de tot spuneau Spitalul Groaznei și noi încercam, înseamnă că e ceva generalizat. De ce? Multe motive și toate pornesc Multe. de la un timp și pornesc pe multe, și pe infrastructură, și pe oameni, și pe pregătire. Și poate la un moment dat, pe lipsa de empatie pe care o avem toți. Pentru că un singur cuvânt frumos, o singură privire care pot să-i o adresez unui om care este în suferință și stă pe un colț și așteaptă, nu știu,
un scaun mai comod, o pătură, că e frig și lângălești și ia zi. Cred că toate au o foarte mare importanță și toate, pic cu pic, pot să ajungă să rezolve ceva. Ne apropiem ușor, ușor de finalul emisiunii. Dumneavoastră ați intrat în Parlament în 2016, între timp partidul din care faceți parte s-a reformat. Vreau să vă întreb cum vedeți dumneavoastră procesul acesta. De exemplu, dacă ne gândim acum față de 2016, acum suntem într-o situație de pandemie, dar ea nu e numai sanitară, ea este și educațională, este și economică și nu o să ieșim foarte ușor, pentru că dacă reușim, din punct de vedere al sănătății, să se termine, să apară vaccinul, lumea să înțeleagă că ar trebui să-l facă, el să fie panaceu Sigur, acela și să fie exact. sigur și se va termina, efectele din economie se vor resimți mult mai mult timp decât în momentul în care vom rezolva problema Așa este. de sănătate. Noi am pornit acum pe altă idee și aceea este ideea de siguranță. Siguranța unui trai mai bun, siguranța unui loc de muncă. Și pentru că vorbim de sănătate, au apărut alți specialiști. Și atunci s-a considerat că trebuie să aducem oameni care să fie credibili. Vă referiți la Mă domnul Cercel, refer vă la refer domnul la domnul Cercel, mă Rafila. refer la domnul Rafila, care vin cu experiență, vin cu un CV din spate, dar nu un CV din acesta care ați văzut că au început să-și facă și primarii și spun că termină facultăți și pe urmă își dau seama că au fost dezmatriculați. Vorbim de o calitate umană, vorbim de o calitate profesională, vorbim de credibilitate în exterior. Pentru că așa este foarte ușor să spui specialiștii din nu știu care grup. Dar dacă pe acei specialiști nu știi cine sunt, nu au nume, nu au. Trebuie să-i vedem. Eu nu spun, eu sunt o persoană credincioasă și suntem într-o perioadă importantă, suntem în postul Crăciunul și nu trebuie neapărat să-i pipăim, dar să nu știm cum îi cheamă, mi se pare cam mult. Cine sunt cei care dictează Cine politica sunt? sanitară a țării și cei care Pentru că la decid un moment restricții și așa dat mai departe? s-au luat niște măsuri pe care chiar le-am crezut utile. Chiar le-am crezut utile, dar am văzut că timpul trece și utilitatea nu s-a. După ce am simțit altele, am simțit și o să simțim în continuare ce înseamnă niște împrumuturi foarte mari care se rostogolesc și care nu le regăsești. Nu le regăsești în ceea ce ar trebui să le regăsim. Da, în Și spitale, în infrastructură, nu în... vedem. Cred că momentul și acum trebuie să spunem că și noi am vorbit foarte mult despre infrastructură și n-am făcut ce am spus tot pe infrastructură. Dar am început și mă bucur când se duc și spun că s-a terminat 14 km, 7 km. Dar vă pun o întrebare. Credeți că 14 km, 7 km, 3 km de autostradă se pot face cu proiectare, cu avize, cu tot într-un an de când sunt la guvernare, de când e guvern? Nu. Ele au fost pornite dinainte și acum s-a ajuns la moment. Dar iară nu mai are importanță să se facă. Dar nu poți să arăți cu degetul, voi n-ați făcut, și apoi tu să te duci și să inaugurezi o lucrare care de fapt nu tu ai pornit-o. Atât. Și ajungem din nou la acel mini bun simț. Politica românească, doamna Paraschiv, Și aici sunteți trebuie să ironică. ajungem. Sunteți Și aici, ironică. pentru că noi ar trebui să fim exemplu. În ultima perioadă, nu știu acum ce a făcut lumea, pe ce s-a uitat. Eu m-am uitat foarte mult pe tot ce a însemnat emisiuni electorale. Și am rămas uimită când am văzut și foști colegi de-ai noștri plecați la alte partide, niște partide mai mici. Nu știu, este democrație, fiecare poate să pare, dar mă gândesc când sunt
34. Ce șansă poți să crezi că poți să ai? Ce se întâmplă cu voturile respective? Dacă tu ești totuși un partid, mai de dreapta, mai de stânga, mai de... ar trebui să te gândești că dacă ai pornit într-o luptă din aceasta și unde nu ai șanse, când ele se vor redistribui, nici măcar nu se vor redistribui în partea unde dorești tu, că ele se vor duce aleatoriu. Da. Da? Beneficiar și... fiind doar cei care fac pragul. Exact. Și atunci ce ai reușit să faci? Și revin. Au spus, am plecat din acest partid pentru că eu am considerat... Nu m-am mai regăsit. No. Am plecat din acest partid pentru că nu am mai avut un loc eligibil pe listă. Și eu am vrut să mă duc undeva unde să am un loc eligibil, da? Da. Dar întrebarea este, a fost vreodată organizat neapărat un casting încât să știi cine îndeplinește niște condiții ca să... Nu. Partidele și-au hotărât pe cei care îi pun pe listă. În funcție de cât de bine au gândit, le-a fost mai bine sau mai rău. Da, uneori în Parlament se poate considera că ești un ridicător de mână. Și ne ducem la momentul în care a fost legea pentru deschidere, noi am pus un amendament să se deschidă piețele. Într-un grup mic, comisiile, că până la urmă noi acolo lucrăm, în comisii. Noi am vorbit de 20 de ore aici, dar în comisie vorbești, acolo susții, pentru că acolo se susțin proiectele, da? Toată lumea a fost de acord, cu o singură excepție. Când s-a ajuns să votăm în Camera Deputaților, noi am fost pentru și PNL-ul s-a obținut în totalitate. Până și ăia care au fost, da? Păi da, dar dacă a ieșit domnul președinte să spună piețele se închid, e greu să... Foarte ciudat și s-au închis și a fost vremea cum a fost și au stat oamenii afară, că până la urmă cât câștigă dintr-un usturoi, din, nu știu, nu ar fi toți producători, unii vând și portocale și nu sunt producători de portocale, dar e o formă de a câștiga niște bani, să nu avem niște șomeri, să nu avem niște asistat social, până la urmă ei își câștigă niște bani. Nu contează, avem interesul și câștigă acolo, se expun. Deci poate să-i găsească oricine și ei trebuie să dovedească ca o formă legală. Da? Corect. Asta ne interesează până la urmă, ca fiecare să-și câștige într-un fel bani. Iar acum piețele se pot deschide. Minune! A trecut epidemia. Au scăzut testele. Pentru că testele cresc ca număr sau scad în funcție de un interes al momentului. Ceea ce este foarte clar. Pe 6 decembrie toată lumea trebuie să iasă la vot, pentru că doar votând noi putem să ieșim din marasmul ăsta și putem să ne ducem într-adevăr spre o... să începem să ne clădim, să ne reclădim siguranța. Oamenii să aibă loc de muncă, copiii să se poată duce la școală, acolo unde este pregătit, acolo unde se pot duce la școală. Pentru că altfel... se întâmplă o mai mult de atât. Observați că noi vedem același lucru diferit? Uimitor! A fost un dezastru, s-au întâmplat niște lucruri. A apărut un tânăr. La 36 de ani mai ești tânăr? Cred că da. Putem considera. Da? A apărut un tânăr și a spus... am fost director undeva la Apele Române. Și m-au schimbat că a trebuit să pună pe cineva de la PNL. Mult timp nimeni n-a ascultat. Apoi să mai întâmplă și greșeli. Asta nu este greșeală. Asta este o politică. Dorință și voință. Și este o politică. Și noi vorbim acum de depolitizare, când de fapt ultimul an a însemnat o politizare mai puternică. Din partea partidului din care fac parte, la un moment dat chiar se spunea, noi n-am schimbat. Și era întrebarea, dar de ce ai schimba un om care de nu știu cât timp stă undeva și instituția respectivă merge bine? Doar pentru că nu e membru partidului tău. Și la ce ți-ar folosi? Adică nu este mai normal ca până la urmă ce îți dorești? Instituțiile să meargă bine, cetățenii să fie mulțumiți de serviciile respective, pentru că atunci toate lucrurile se leagă. Da. Știți câți șef de deconcentrate s-au schimbat în Prahova? Nu știu dacă au mai rămas vreunul pe funcție. Știți cât dintre ei au fost detașați sau mutați?
A fost o formă de meritocrație. Știți ce înseamnă 101 din cei 247, dar cred că sunt 220 de la Consiliul Județean, care 100. Dar întrebarea este, s-a făcut un calcul, a dovedit cineva, unii sunt de 20 de ani acolo. De ce să stea 20 de ani? Pentru că este o profesie și este o carieră. Și dacă și-a făcut-o bine, n-ai de ce să-l dai afară. Sau poți să-l dai afară. Dacă tu demonstrezi că am făcut un sistem nemaipomenit cu niște programe, cu digitalizare, cu ceva și nu mai am nevoie să am de 5 oameni, pentru că pe programul ăla trebuie să lucreze doar 2. Aia e. Dar ați auzit de așa ceva? Eu personal nu. Da. Doamna Paraschiva, am ajuns la finalul emisiunii. Un scurt mesaj pentru alegătorii care sunt chemați la urne duminică. Am făcut-o de fiecare dată, având în vedere faptul că odată la 4 ani ne decidem soarta pentru viitoarea guvernare, că de fapt aceasta este miza. Vă invit să ieșiți la vot indiferent de, să spunem, opțiunea politică. Fiind o emisiune de dezbatere electorală, o să o rog pe doamna Paraschiv să lanseze un mesaj pentru simpatizanții PSD. Vă îndemn pe toți să ieșiți la vot pe data de 6 decembrie. Este singura șansă să ne creionăm viitorul, să îndreptăm tot ceea ce a fost greșit în perioada aceasta, să avem o siguranță a locurilor de muncă, să avem o siguranță a unui trai mai bun și ceea ce este foarte important, să avem siguranța unor măsuri coerente pe sănătate și pe educație. Dacă nu ieșiți la vot, nu o să mai puteți să mai spuneți niciun cuvânt referitor la viitorul dumneavoastră. Este singura șansă să ne putem croi un viitor. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc că este ultima emisiune cu caracter electoral din acest sezon. Ne revedem, nu știu, cred că peste 4 ani, chiar vorbeam înainte cu doamna Paraschiv, că peste 4 ani vom avea toate alegerile concentrate într-un singur an. Vă dați seama atunci ce o să fie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dorim împreună multă sănătate.